Primăria orașului Drochia a câștigat un proiect în valoare de pe 3 milioane de lei. Din acești bani au fost schimbate geamurile și ușile celor 11 instituții de învățământ din oraș. Directorul liceului Mihai Eminescu spune că schimbarea geamurilor va păstra căldura în instituții și va schimba și aspect. Din aceste 300 de mii s-au alocat pentru schimbarea geamurilor la sala de sport, care de fapt erau vechi și iarna temperaturile erau foarte joase. S-au schimbat ușile la intrarea liceului sau blocului central, s-au schimbat ferestrele pe hol, deoarece în FISM 1 nu s-au schimbat. În vestiarele de la educația fizică au fost instalate cabine de duș. De asemenea, a fost capital construit un liceu la blocul claselor primare. Elevii afirmă că acum în școala este mai cald și mai spațios. E bine, e cald, nu dau voie frigul să intre, acum putem sta așa fără coftele sportive, în maică și ne mai încălzim și noi așa, geamurile sunt și frumoase, nu sunt ca cele vechi. Mie îmi place foarte mult sportul, avem geamuri noi, fiindcă cele vechi erau stricate, așa. Acum e mai cald în sală decât atunci. Atât educatorii cât și părinții copiilor din grădinițe sunt foarte mulțumiți de condițiile create recent. La condițiile date sunt destul de mulțumită, de atât că la copii într-adevăr este cald. Condițiile sunt satisfăcătoare pentru vârsta lor, chiar și pentru toți copiii. Geamurile vechi într-adevăr erau vechi, într-un cuvânt vechi erau, nu corespundeau nici condițiilor. Undeva mai dădeau și mai frig, undeva o trebuiau vopsit în fiecare an, la fel era o cheltuială și în schimb, acum ele sunt, clar, țin și mai mult cald și mai, o leac și mai modern, într-un fel. E cald și bine. Mănâncă două și mă joc. Lucrez la această grădiniță 42 de ani. Când am venit la grădinița aceasta, erau geamurile vechi, totul vechi. Acum totul s-a înnoit. Ne-a făcut ferestre noi, luminoase, spațioase. Putem să aerisim grupa. Înainte nu putem aerisi grupa. Acum noi aerisim grupa. E comod, e frumos. Scopul proiectului a fost crearea condițiilor adecvate de sănătate și educație a copiilor și elevilor și a fost finanțat de către Fondul de Investiții din Republica Moldova.